Bună seara! Ștefana Popa și Andreea Verdeș au deschis Gala Excelenței Sportului Eșean 2015. Ele sunt gimnaste la Clubul Sportiv Școlar Angel Salini, campioane și medaliate la campionatele naționale din anul ce recent l-am încheiat. Familia sportului eșean se reunește din nou după un an de competiții și antrenamente pentru un bilanț tradițional. Este un bilanț al pasiunii și profesiunii, un bilanț al succeselor în alta performanță, dar și unul în educația pentru mișcare fizică generală. Aceasta este și ideea Galei Excelenței Sportului Eșean, pe care Primăria Municipiului Iași, împreună cu Direcția Județeană pentru Tineret și Sport și în colaborare cu studioul televiziunii române din Iași, o organizează an de an. Mensana in corpore sano, minte sănătoasă în corp sănătos, este un dicton latin mai actual ca oricând, acum, în această epocă frământată, bogată în tentații care, din păcate, se opun exercițiului fizic. Gala de astăzi vine să răsplătească eforturile dumneavoastră a celor care, după competiții și antrenamente, iată astăzi, vă puteți primi laurii nu numai pentru succesele obținute, dar și pentru imaginea pe care ați făcut-o municipiului Iași. Începem cu prima categorie de premiere. Sportul pentru toți, așadar. Îl invit alături de mine pentru a oficia această premiere pe domnul Alexandru Cișman, consilier la Direcția Județeană pentru Tineret și Sport. Sportul pentru toți este sportul pentru sănătate, o binefacere pentru copii, dar și pentru cei cu tâmple argintii. Bine ați venit! Sportul se face în orașe, dar se face și în mediul rural și organizatorii oferă în această seară un premiu profesorului Bogdan Baziulic de la Școala din Belceș pentru dezvoltarea sportului în mediul rural. Profesorul Bogdan Baziulic. Patru reprezentanți ai Iașului la echipa de mine fotbal a României, campioană europeană în acest an. Sunt și ei premiați. Jucătorii Bogdan Moisi și Ciprian Brighiu. Antrenorul Florin Trofin și managerul formației Dan Cojocaru. De asemenea, va mai primi o distinție doamna conferențiar universitar Gineta Vanvu de la Universitatea de Medicină și Farmacie pentru implicarea în competițiile organizate pentru toate vârstele în cadrul săptămânii olimpice. Sigur, meritau poate laurii acestei gale și alți susținători ai sportului pentru toți. Sperăm însă ca numărul celor care practică sportul să crească, iar invitații noștri de la această categorie să obțină la fel rezultate foarte bune și în anul 2016. Vă mulțumesc și succes în continuare! Am vorbit de sportul pentru toți. Un om cu inima legată de sport și care susține sportul eșean, după cum ați văzut în presa din ultima perioadă, este primarul municipiului Iași, domnul Mihai Chirica, pe care îl invit pentru un salut de bun venit.
Bună seara, bine ați venit! Mulțumesc foarte mult pentru felul în care m-ați primit. În primul rând vreau să vă felicit că reușiți să fiți de fiecare dată alături de noi. Și nu întâmplător suntem aici, ci a devenit o tradiție să fim alături de toți sportivii ieșeni, mai ales pentru că de fiecare dată reușiți să faceți performanță. Vă mulțumim pentru asta și vreau să fiți întru totul convinși că vom fi alături de dumneavoastră întotdeauna. Este o datorie civică, este o datorie publică, este o datorie cetățenească să sprijinim sportul ca măsura educației și a sănătății celor mai tineri dintre noi și, desigur, ca o formă de perpetuare a prestigiului Iașului pe toate mapamandele, inclusiv cele internaționale. Așa încât doresc să vă felicit, să vă urez un călduros la mulți ani pentru anul care tocmai am intrat, să obțineți cât mai multe performanțe sportive cu care să ne mândrim cu toții, să sperați într-o viață mai bună aici la Iași și, desigur, sportivii de performanță să rămână alături de noi, aici unde se formează, aici unde creează primele performanțe de la cele mai fragede de vârste și să ducă renumele nostru până mai departe. Mulțumim tuturor celor care s-au implicat, atât cluburi sportive private, cât și cluburile sportive publice, televiziunile, TVR Iași, mulțumim foarte mult, și celorlalți care sunt alături de noi și, desigur, succes! Mulțumim. Mulțumim! Vorbeam de sportul pentru toți, îl rog pe domnul Alexandru Cișman, pentru că dânsul este un promotor al sportului pentru toți, să revină pe scenă și pentru următoarea categorie de premiere din această seară. Cel mai bun rezultat al unui sportiv veteran. Avem foarte mulți sportivi veterani la Iași. Domniile lor reușesc în fiecare an să doboare recorduri în a câștiga medalii la diferite competiții naționale și internaționale. În acest an, organizatorii galei s-au gândit să nu premieze doar un sportiv sau o sportivă, ci au găsit de cuvință să ofere un premiu unei familii de sportivi ca exemplu pentru pasiunea cu care practică sportul și la vârsta a treia. Îi invităm pe scenă pe doamna Marcela Pacrița și Virgil Pacrița și pe domnul Virgil Pacrița. Trebuie să vă spun că împreună domniile lor au câștigat anul trecut 16 medalii la campionatele naționale și la Balcaniadă. Este o cifră impresionantă, o cifră frumoasă. V-aș întreba, doamna Pacrița, dumneavoastră dominați în casă? Așa se spune. Nu, după numărul de medalii, nu știu mai... Da, după numărul de medalii, bineînțeles. Da. La ce probe sunteți mai bună? 300 garduri, 2000 obstacole, săriturile. Alergați 2000 de metri? 2000 de metri obstacole. Domnule Pacrița, iată, aplauzele publicului vorbesc de aprecierea pentru dumneavoastră. Cum vă simțiți pe locul 2 totuși, acasă, că pe locul 1 sunteți în competiții? Mă simt puțin nemulțumit pentru că sunt pe locul secund. Soția a fost sportiv de performanță în tinerețe. Dumneavoastră n-ați făcut sport de performanță? Am făcut, dar de cu totul altă factură. Eu am practicat luptele libere sub comanda regretatului profesor Toma Popescu. Și atletismul practicați acum? Soția m-a convertit la atletism și cu microbul nu a dispărut din noi după atâția ani, iată-ne aici. Îmi cer scuze că vă întreb, dar fiind bărbat, puteți să ne dezvăluiți. Ce vârstă aveți? 63 de ani. Și de cât vă simțiți? De 35. Felicitări! Încă o dată felicitări și succes mai departe. Vă mulțumim! De asemenea, încă un premiu se acordă unui campion la popice. E vorba de un
sportiv de la Asociația CFR Iași, care a obținut titlul de campion național individual la vârsta de 74 de ani, deși sportivii cu care s-a întrecut sunt cu 10 sau chiar 20 de ani mai tineri. Domnul Ion Herman. Priviți-l, are și calități de alergător, pentru că vine foarte repede. Doamna Marcela Pacrița și domnul Virgil Pacrița fac parte din Asociația Atleților Veterani Masters. Bine ați venit, felicitări! Cum e să fii campion la Popice, la vârsta dumneavoastră? E plăcut, e plăcut. A fost greu, dar noi, în cadrul asociației, ne antrenăm foarte mult, avem grup foarte unit în care ne antrenăm. Asociația ne-a pus la dispoziție sala de Popice și la vârsta de cam 69 de ani am început să fac Popice. Dar până atunci ce ați făcut? N-am făcut, m-am uitat la Popice. Dar alt sport? Am făcut alt sport la nivel mai mic, fotbal la divizii. Domnul Ion Herman, campion național la Popice, veteran, felicitări și succes! Și la anul să câștigați tot. Mulțumim frumos premianților și domnului Alexandru Cișman. Îl invit acum alături de mine, în fața dumneavoastră, pe domnul Alin Ivănoai, vicepreședintele Consiliului Județean Iași, pentru oficierea următoarei categorii. Speranță pentru performanță am intitulat această categorie, pentru că organizatorii au dorit să premieze în cadrul acesteia tinere, talente până la vârsta de 14 ani. Și aș vrea să invit acum două mogâldețe, două fetițe foarte mici, e vorba de Emma Obadă și Laura Aniței. Cred că ar trebui să o invităm și pe Laura, care se pregătea pentru un exercițiu. Emma Obadă este șahistă la Clubul Politehnica Iași, are 11 ani. În anul care a trecut a câștigat medalia de argint la Blitz, bronz la dezlegări la campionatele europene, aur la șah clasic și dezlegări la campionatul național, categoria 10 ani. Tot șahist este și următorul premiant de la Clubul Politehnica Iași, a obținut argint la dezlegări la campionatele europene și este campion național la șah clasic, categoria 14 ani. George Stolerio! Eu aș vrea să le întreb pe cele două sportive. Câți ani ai, Emma? 10 ani. 12. Și tu ești mai înaltă și tu ești mai scundă, nu? Cum așa? Și părinții mei sunt mici. Ai tăi sunt mai înalți? Da. De ce ai mers la șah? Fiindcă mi-a plăcut. Cine ți-a insuflat dorința asta de a face șah? Părinții mei. Tu? Nu aveam astâmpăr acasă. Și acum ai astâmpăr? Acasă? Da, câteodată da. Și unde îți consumi energia? La sală. La sală. Cât timp stai la sală ca să-ți consumi energia? Depinde. Învăț după amiază și vin pe la 5:30 la sală și stau până la 8 sau 6. Care e gândul tău? Ce ai vrea să faci în gimnastică? Să devin cea mai bună gimnastă. De unde? Din lume. Din lume? Da. Felicitări! Iată ce gânduri frumoase de la o tânără performeră, Laura Aniței. Emma Obadă, și tu cred că la fel gândești, nu? Da.
E greu însă ce a spus Laura, nu? Pentru fiecare sportiv. Să ajungi campion mondial nu e ușor, nu? Nu. Nu? Dar ce faci ca să ajungi? Mă antrenez. Cam cât? Depinde. Depinde și de școală. Depinde câte ore ai, dar spune-ne tu că poate ești mai curajos. 2-3 ore pe zi. 2-3 ore pe zi. Vă urez succes, rămâneți alături de noi pentru că vom mai cunoaște premianți la această categorie. Tot o gimnastă de ritmică care a obținut locul 8 la individual compus la turneul internațional Irina Deleanu, 6 titluri naționale la individual compus, echipe și 4 obiecte și o medalie de aur la Cupa României la individual compus. Una din gimnastele de perspectivă ale României este vorba de Andreea Verdeș. Sigur că toți am alergat în copilărie, mai alergăm și astăzi, după unele, după altele, după tramvai, după o viață mai frumoasă și mai bună. Alin Anton are 13 ani, este elev la liceul cu program sportiv și alergă. Este dublu campion național la 60 de metri garduri și la 400 metri garduri. Alin Anton! Iată ce galerie are Alin! Felicitări, sperăm să obții medalii și la o vârstă mai mare. Avem și un tenismen. Toată lumea este extaziată de tenismenele românce care joacă în turnee internaționale. Le urmărim noaptea, în cursul dimineții, ziua, pe bravele noastre competitoare de pe terenurile de tenis. Răzvan Aghion are doar 12 ani și visează ca de aici, de pe terenurile de la CFR Iași, să ajungă pe marile terenuri de tenis ale lumii. El este semifinalist la categoria 12 ani și a câștigat în acest an numeroase turnee în România deocamdată. Domnul Aivănoaie te va premia. Trebuie să înțelegem pe tinerii competitori pentru că au emoții. Sperăm ca ei să ajungă, așa cum spunea Laura Aniței, campioni mondiali sau, dacă nu, oameni care vor sluji sportul într-un mod cât mai frumos. Felicitări și mulțumesc! Continuăm cu un respiro artistico-sportiv oferit de clubul Dance Energy din Iași. Vor dansa pentru dumneavoastră Vlad Donose și Otilia Gologan, vicecampioni naționali, Andrei Cujbă și Raluca Ioniță, semifinaliști la campionatul național. Dance Energy!
Hey, darling, there is someone we should talk about, something you should know. I like your smile and the way you talk. I love your style and the way you walk. I love your hair and your lips, your underwear and your hips. I love your cheeks and your sexy legs, your 2 feet and your nasty bag. I love your tongue and your bum bum, your belly button and even your mom. I love everything about you, girl. Don't you understand? I love you from head to toe, girl. But I hate your boyfriend. I love everything about you, girl. Don't you understand? I love you from head to toe, girl. But I hate your boyfriend. Hey, you know what I mean. Forget about him. Don't you understand? I hate your boyfriend. Глаза мои огонь, но ты меня не тронь, пока тебе не дам сон. Послушай, посмотри, считаю раз, два, три, и ты со мной останешься. Я ласковый король, и для тебя есть роль, любимая конфетка. Рядом теперь с тобой, мачо и ковбой. Как подорванный на мине, о любви кричу Марине. Марина, 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 Марина моя. Как подорванный на мине, о любви кричу Марине. Марина, 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 Марина моя. Dance Energy, iată câtă energie ne-au transmis acești frumoși adolescenți. Ne apropiem de jocul sportiv. Jocul sportiv care exprimă întotdeauna forța grupului, conturat în rafinamentul tehnic și capacitatea fizică ale sportivului, împlinite printr-o strategie comună, având ca obiectiv superioritatea față de adversar. Jocul sportiv înseamnă spectacolul unui ansamblu de calități. La această categorie, chiar dacă Iașul deocamdată nu excelează, echipele sale se află printre protagonistele întrecerilor naționale. Îl poftim în scenă pe domnul Pompiliu Borș, vicepreședintele Federației Române de Rugby, pentru următoarea categorie. Jocuri sportive, așadar, domnul Pompiliu Borș a practicat rugby-ul, după cum poate vă închipuiți după statura sa, are 50 de meciuri în reprezentativa națională a României, a jucat la Politehnica Iași, domnia sa fiind originar din Botoșani, și a obținut numeroase titluri naționale cu formația Dinamo București. Ați realizat un eseu într-un meci istoric cu Franța, când am învins noi, da? Parcă așa mi-amintesc. Bună seara! Într-adevăr, în anii 80 am jucat cu Franța, la noi pe Giulești. Era un record, 10.000 de oameni. Și Franța a pierdut atunci cu 15-0. Președintele francez atunci a spus că Franța a mai pierdut, dar nu a pierdut niciodată la zero. Și atunci, într-adevăr, eu am marcat un eseu care a fost, într-adevăr, un eseu de aur și pentru noi, echipa națională și România. Am fost în lume, în Europa, am fost evidențiat și în toate presa și televiziunile că România a bătut Franța la zero. Cum e rugby-ul românesc?
Cum este rugbyul românesc astăzi privind din afară? Sportul în general a evoluat și numai prin muncă și sacrificii poți să faci un sport de performanță. Nu numai la nivelul rugby-ului, dar la, începând la toate sporturile în general. Și, într-adevăr, echipa noastră națională, după cum știți, anul trecut la campionatul mondial s-a comportat, noi spunem, după o analiză, bine. Și rugby-ul a început ușor, ușor să meargă spre o treaptă bună. Eu vă mulțumesc deocamdată și vă propun să începem să premiem echipele care evoluează, poți fi mai în față, nu stați chiar așa departe. Primul premiu ajunge la o echipă feminină, o echipă feminină de fotbal. Navobi Iași, locul întâi în Liga Națională anul trecut, locul întâi în Superligă în acest an. Larisa Ambrozie, capitanul echipei, și Adrian Ambrozie, antrenor, fost jucător al echipei din Dealul Copoului. Navobi a avut anul trecut un parcurs excelent și în anul acesta îl repetă, fiind una dintre echipele foarte bune ale Superligii. Felicitări! Mergem mai departe. Tot o echipă feminină, nu? Dăm întâietate domnișoarelor și doamnelor. Echipa feminină de volei Penicilina Iași. O formație cu vechi state de servicii, cu titluri de campioană națională, în prezent locul întâi, locul 9 în divizia A1. Antrenorul Dan Gavril și Melinda Siboș, capitanul echipei. Am spus locul întâi, poate cine știe, la anul, peste 2 ani, cândva, Penicilina va repeta performanța din anii 70-71. Sâmbătă va fi prima etapă din retur la sala polivalentă de la ora 17. Penicilina întâlnește pe CSM Târgoviște. La Iași, fetele par a fi extrem de puternice, de vreme ce avem și o echipă de rugby în 7, feminină, campioană națională. Emilia Vizitiu, capitan, și Neculai Tarcan, antrenor, sunt poftiți alături de noi. Emilia Vizitiu este și componentă a lotului național de rugby în 7 feminin. Felicitări și sperăm să obținem și pe plan internațional succese cu echipa națională. E și rândul băieților, acum fotbalul se joacă nu numai afară, se joacă și în sală, iar echipa de futsal a Clubului Sportiv Municipal Studențesc din Iași are locul 7 în 2015, iar acum ocupă locul 5 în prima ligă. Radu Pisică este capitanul formației, iar antrenor Nelo Stancea. O echipă care joacă din ce în ce mai bine și sperăm va fi o luptă interesantă și cu echipa care joacă în aer liber. Vorbeam de rugby cu domnul Pompilie Borș. Rugby-ul de la Politehnica Iași, rugby-ul masculin, a reușit să ocupe locul 4 în divizia națională de seniori în anul trecut. Îl avem alături de noi pe capitanul echipei, Constantin Păslaru. Rugby-ul eșean cu o veche tradiție, iată legenda, domnul Pompilie Borș aici, și tânărul Constantin Păslaru. Sperăm ca și cei tineri să ajungă în Superligă în sezonul următor și să realizeze performanțe notabile. Sigur, vrem nu vrem, ne supărăm sau ne supărăm, iubim sau nu iubim această disciplină sportivă, fotbalul rămâne însă la inima celor mai mulți pasionați de sport.
Clubul Sportiv Municipal Studențesc Iași, locul 10 în Liga Națională în anul 2015, locul 7 în prezent. Cristi Stărică este vicepreședintele clubului care va reprezenta această grupare de tradiție. Echipa CSMS Iași se află în cantonament în străinătate, pregătind finalul turului. Felicitări! Aș vrea să adresez câteva întrebări și o iau de aici. Adriana Ambrozie, cum vezi de pe banca tehnică a unei echipe feminine acum fotbalul masculin? Îl văd așa cum este, în progres, mai ales aici la Iași, și vreau să vă anunț în premieră că echipa Navobii va participa la Cupa Europeană Balcanică. Este o premieră a fotbalului ieșean și așteptăm și băieții să ne urmeze. Mulțumesc! Sper să nu fie o întrebare grea pentru Melinda. Adresează-le o invitație, cumva, colegilor, sportivilor, antrenorilor, să vină să încurajeze penicilina. E un meci greu sâmbătă. Da, într-adevăr, este un meci foarte greu pentru noi, dar vă așteptăm cu mult drag la sală să ne susțineți. Domnul profesor Dan Gavril, o personalitate a sportului românesc. Bună seara, mulțumesc că mi-ați oferit microfonul. Înainte de toate, știu că aveți întrebările dumneavoastră, dar eu am răspunsurile mele. Vreau să dedic această diplomă celor care au trudit, care au muncit la clubul Penicilina. Am venit la acest club cu o dorință mare, aceea de a relansa voleibalul ieșean și a arăta că Penicilina a fost și va rămâne un brand în voleibalul românesc. De asemenea, vreau să vă adresez tuturor celor care sunteți sau lucrați în sportul de performanță că această echipă are nevoie de sprijinul dumneavoastră pentru a se manifesta și a se bucura de succes. Doresc foarte mult acest lucru, de altfel am simțit acest lucru la câteva meciuri pe care le-am condus și am simțit publicul și pe dumneavoastră că echipa avea nevoie de ajutor și l-ați oferit. Mulțumesc! Iată un gând frumos, sperăm el să se împlinească într-o bună zi. Emilia zâmbește, dar simt totuși o undă de regret, așa, e un premiu, dar florile acestea puteau fi mai multe. Da, mă gândeam cum să le împart în echipă, la 12 fete. Bine, noi așteptam să mergeți la vară la Rio, dar și poate noi la o altă ediție a unei competiții internaționale? E important este că am încercat și mai mult le-am văzut valoarea. Succes mai departe! Domnule Stancea, spuneți-mi, de ce v-ați dedicat fotbalului de sală, futsalului? În primul rând, bună seara, am jucat fotbal de performanță și m-am atașat de fotbal de sală. Vrem să facem performanțe și în fotbal de sală, cum am făcut cu echipa națională pe plan internațional. Ar putea fotbalul de sală să obțină primul titlu pentru fotbal la Iași? Ne-am dorit acest lucru, dar este foarte greu deocamdată. Avem o echipă tânără, o echipă formată numai din ieșeni și tocmai de aceea este mai frumos fotbal de sală. Iată ce frumos, o echipă formată din ieșeni. Ești ieșean? Da. Cum a fost întâlnirea cu un nume de prestigiu al rugby-ului? Tot timpul este emoționant să te întâlnești cu adevărate valori. Și sperăm pe viitor să ajungem și noi cât mai sus. O echipă mică să facă un pas foarte frumos în Superligă și să ne arătăm valoarea cu cei mai buni. Vă urez succes! Mulțumim! Domnul Cristian Stărică privește circumspect dialogul. Haideți mai în față să ne ajungem în culise. Toată lumea așteaptă, suporterii CSMS-ului, nu numai din Iași, din toată țara, așteaptă un gând. Ar vrea ca CSMS să prindă în play-off, deci între primele șapte. Într-adevăr, mai sunt cele trei etape. Campionatul începe să reia în februarie. Încercăm din cele trei etape care au rămas să acumulăm cât mai multe puncte. Sperăm să jucăm în play-off. Vă urăm succes! Mulțumim! Așadar, aceștia au fost reprezentanții echipelor la jocuri sportive. Să sperăm că lucrurile
vor fi în favoarea jocurilor sportive anul viitor. Domnule Borș, n-ați venit cu mâna goală la Iași? Nu. Cu permisiunea dumneavoastră, sunt cam puțin, am emoții. Vreau sunt cu dumneavoastră. Vreau să felicit și să le transmit multă sănătate sportivilor, antrenorilor, conducătorilor și le doresc numai succese și multe medalii în anul 2016, pe plan intern și internațional. Vreau să mulțumesc și domnului primar și autorităților locale care s-au implicat și se implică în sportul local și Federația Română dorește și vă mulțumește foarte mult pentru că Iașu a dat cei mai buni oameni la echipa națională care a reprezentat la campionatul mondial în Anglia și în celelalte la campionate mondiale, 50% din echipa națională a fost din județul Iași. Și vreau să-i felicit pe calea aceasta pe două fraze vreau. Felicit Politehnica Iași pentru că a urcat în Superligă, iar pentru eforturile care le-au făcut și le vor face autoritățile locale, vreau să decenez două simbolic, două cadouri domnului primar și domnului Codreanu, dacă îmi permiteți. Vă invităm, domnule primar Mihai Chirica, pe scenă și îl invităm de asemenea alături de noi, dacă este domnul Victor Codreanu. Este într-adevăr o surpriză pentru care vrem să mulțumim Federației Române de Rugby. Am văzut foarte multe emoții aici și surprize, desigur, și ca de fiecare dată cu zâmbetele pe care le putem atașa acestor emoții, mai facem câte o chiflă. Și eu am rostit una când am intrat pe scenă, venim pe fugă de la alt studio de televiziune, când m-am referit la vizibilitatea pe toate mapamondurile lumii a sportivilor ieșeni. Mulțumim foarte mult și mulțumim Federației Române de Rugby. Aveți încredere că vrem să facem din echipa de rugby o echipă de elită. Munca nu este a mea, munca este a celor care s-au implicat aici. Lucian Lucescu, pe care nu-l văd, asigur ne privește sau este chiar în sală. Domnul Codreanu și toată echipa de rugby împreună cu antrenorii care au crescut această echipă de foarte multă vreme și în cele din urmă a ajuns în Superligă. Aveți sprijinul nostru și sperăm să puteți rămâne în continuare pe piniera de bază a echipei naționale de rugby. Mulțumim! Iertați că vorbesc de domnul primar, dar Federația, pentru că comunitatea s-a implicat și se implică, Federația Română și Comitetul Director au hotărât ca în data de 27.02.2016 să jucăm un meci internațional în campionatul european la dumneavoastră, iar pe data de 13, pe 12-a 3-a, un al doilea meci, tot la dumneavoastră, pentru ceea ce ați făcut și faceți pentru sportul Iașului. Vă mulțumesc încă o dată și mult succes Iașul, la mulți ani! Dar trebuie să punctăm mai bine. Este vorba despre un meci cu echipa Rusiei și apoi cu echipa Germaniei. Mulțumim! Iată așadar, Iașul este căutat de către federațiile de specialitate pentru disputarea unor meciuri internaționale, semn că la București se simte faptul că aici vibrează inima. Spuneam eu odată mai de mult într-o emisiune că dacă Banatul-i Fruncea, Iașul, Moldova este inima țării. Și pentru că vedeți, sportivii noștri au inimă mare, vreau să vă invit să o urmăriți acum pe o gimnastă despre care am mai vorbit și pe care am premiat-o. E vorba de Andreea Verdeș, care ne oferă un exercițiu cu cercul. Thank you.
Andreea Verdeș, de 6 ori campioană națională în acest an, la individual compus, la echipe și la 4 dintre obiectele cu care a evoluat. Mergem mai departe, mizând tot pe performanța unor grupuri. Vine alături de noi acum domnul Adrian Poiană, este președintele Clubului Sportiv Municipal Iași, dar de puțină vreme și președintele Federației Române de Canotaj. Echipe și echipaje premiem în continuare. Începem cu juniorii, pentru că avem foarte multe echipe și echipaje care au obținut rezultate notabile în anul 2015. Prima este ștafeta de 4x100 metri a liceului cu program sportiv junior 3, campioană națională. Iată patru băieți simpatici, conduși de Alin Anton, care a mai fost premiat în această seară. Cred că putem să-i mai aplaudăm o dată și să le urăm să ajungă campioni naționali. Și la șah stăm foarte bine la nivelul juniorilor. Echipa Politehnica Iași, la junior masculin, 14 ani, este campioană națională, alcătuită din George Albu, George Stolereu, antrenor Vlad Ungureanu. Nu numai băieții sunt valoroși la șah, la Clubul Politehnica Iași și echipa de fete, tineret, 20 de ani, este campioană națională, Diana Cusmuliuc și Ioana Gelip, pregătite de Vladimir Danilov. Avem aici, după cei până în 14 ani, avem o altă generație care poate aduce lauri intern și internaționali sportului din Iași. Îi felicităm pentru acest lucru, le urăm mult succes. Domnul Vladimir Danilov, în calitate de antrenor de această dată, domnia sa este secretar general Federației Române de Șah. Continuăm cu gimnastică la junioare, categoria a doua, Clubul Sportiv Școlar Angel Salini, campioană națională, Laura Aniță, Andreea Verdeș, antrenor Constantin Radu și Cătălina Radu. Continuăm cu echipa de sabie feminin tineret a Clubului Sportiv Municipal, antrenată de nimeni altul decât de vicecampionul olimpic Alexandru Sirețeanu. Andreea Lupu și Cerasela Drăgan au obținut succes în campionatul din acest an 2015. Sperăm să le molipsească Alexandru și pe elevele sale de pasiunea medaliilor internaționale, europene, mondiale și, de ce nu, olimpice. La CSM și sabrerii juniori sunt valoroși, ei sunt campioni naționali, Răzvan Ursache și Bogdan Zmău, pregătiți de Radu Tofan. Priviți, m-aș bucura ca peste 3-4 ani să-i aplaudăm la seniori, la competiții internaționale sau să-i vedem pur și simplu în competiții la televizor sau la Iași și să-i aplaudăm pentru succesele pe care le vor continua în domeniul pe care și l-au ales. Felicitări! Continuăm cu seniorii, pentru că și la seniori avem echipe valoroase.
Șahul este cap de listă aici. Echipa feminină este campioană națională, Ioana Gelip și Irina Bulmaga, reprezentând Clubul Politehnica Antibiotice Iași, antrenor Vasile Manole. Irina probabil este în competiții sportive, sunt mulți care s-au grăbit, unii în pregătire, alții în concursuri. Vine o echipă grea de tot, multiplă campioană națională, Politehnica Iași, la judo masculin. Emanuel Rădulescu, Vlăduț Simionescu, antrenor Costel Năptică. Ne-au înconjurat, ne-au luat prin învăluire. Felicitări pentru acest titlu important. Știm șah, știm judo, dar țintim și foarte bine. La pușcă în special, echipa Politehnica Iași alcătuită din Adi Ioviță și Dragomir Iordache este campioană națională sub bagheta antrenorului Mihai Axinte. Trei trăgători de elită, pentru că și Mihai Axinte mai trage din când în când în campionatul național, a obținut și el medalii, dar formează și viitori campioni mari. La Popice și în acest an, echipa Asociației Clubului CFR Iași a fost campioană națională, dar un lucru și mai important, a ajuns în sferturile de finală ale Ligii Campionilor. Florin Opincă, Costică Ciurdea, antrenor Remus Antimirescu. Domnule Năftică, ce surprize mai pregătiți pentru anul 2016? Nu știu, dar sper să fie pozitive, nu negative. Este un an greu, este un an de bilanț, putem să-i spunem, și sperăm să rămânem în aceeași postură. Da, dar adică după bilanț campioni. Trecem la acțiune. Da, dar noi ne pregătim oricum. Din 4 ianuarie suntem angrenați în pregătire. Mergem la șah. Ioana, cum este? Anul ăsta va fi mai complicat. Am început facultatea și a apărut un nou domeniu de studiu în viața mea, dar sper să fie bine. La ce ai susținut admiterea? La psihologie. Este o specialitate care se potrivește șahului, da, tocmai nu? De asta am început, da, din acest motiv. Crezi că te va ajuta în sportul preferat? Cu siguranță și nu numai la șah, sper. Succes! Trebuie să vă spun că majoritatea sportivilor care au depășit etapa liceului sunt studenți și de aceea și gala noastră este aplecată spre această zona educației, pentru că sport fără învățătură nu aduce rezultate foarte mari. Mergem la domnul Mihai Axinte să aflăm care sunt gândurile pentru anul 2016. Bineînțeles că ne dorim un an bun, dacă se poate mai bun ca anul acesta. Acest lucru ne obligă să muncim cel puțin la fel ca anul acesta, dar obligă în același timp și, să spunem, forurile conducătoare să ne sprijine în continuare. Vă ascultă elevii dumneavoastră? Bineînțeles. Și când nu țintesc de car, ce faceți? Mai încercăm o dată. De câte ori? Până când e central, de car central. Cam câte ore pe săptămână? Păi facem 4-5 antrenamente pe săptămână, fiecare către 4 ore, 4 ore jumătate. Sperăm că aceste pregătiri, acest tip de antrenament să vă aducă rezultate pe care le doriți. Cu siguranță, mai devreme sau mai târziu vor fi. Domnule Antimirescu, mai aveți adversari în țară la Popice? Bună seara. Atâta timp cât există o competiție națională, avem adversari. Nu subestimăm pe nimeni, jucăm
în fiecare an la titlu și sper că acest an să depășim faza de sferturi de Champions League. Ați vrea să câștigați sau e greu să câștigați Liga Campionilor? E foarte greu, dar dacă nu încercăm și nu muncim, nu o să reușim niciodată. Cum reușiți să vă atrageți sportivii spre practicarea popicelor? Le explicăm că este un sport destul de ușor de jucat, având în vedere că jucăm în sală, nu avem probleme cu intemperiile, așa cum au alte sporturi, și le explicăm că pot să devină cei mai buni. Care e calitatea de bază la un popicar? Condiția fizică. Trebuie să ai condiție fizică bună? Neapărat. Poți să arunci cu ambele mâini? Se poate arunca și cu ambele mâini, dar nu este regulamentar. Nu e voie într-un concurs să arunci și cu stânga și cu dreapta? Dacă da, dar ai nu cu amândouă o mâini deodată. Nu cu amândouă mâini deodată. Bine, vă mulțumim și vă urăm mult succes. Felicitări încă o dată tuturor și așteptăm la anul să ne bucurăm la fel de mult sau mai mult. Continuăm gala excelenței sportului ieșean cu un episod de arte marțiale pe care ni-l oferă clubul de taekwondo Eagles, cu numeroase titluri naționale, sportivi de valoare, coordonați de instructorul Narcis Șerban. We'll be right back.
Gala Excelenței Sportului Eșan 2015 continuă. Știm cu toții, cei din sală sau cei din fața micilor ecrane, că succesul sau performanța sportivă aparține competitorului, dar într-o proporție substanțială și antrenorului, medicului, preparatorului fizic, psihologului, organizatorului sau sponsorului. De aceea și acestora, și nu numai lor, li se cuvin laurii unui astfel de moment. Îl invit alături de mine pe domnul conferențiar universitar Lucian Popescu de la Facultatea de Educație Fizică și Sport a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași pentru următorul moment. Premii de excelență se acordă domnului profesor Constantin Ignățel, școala numărul 15, pentru 40 de ani dăruiți promovării exercițiului fizic în rândurile copiilor și adolescenților. Doamnei profesor Viorica Ursanu, șlefuitor de talente și formator de campioni în atletism. Antrenorul echipei de futsal CSMS Iași, Nelu Stancea. Este premiat în această seară unul dintre cei mai mari jucători de fotbal ai țării și ai Iașului. Este vorba de Vasile Simionaș. Fost jucător de Liga 1 la handbal, câștigător cu echipa Terom Iași în 1985 în calitate de antrenor a Cupei României, câștigător cu Remin Deva în anul 2002 a Challenge Cup, antrenor al lotului național al României, domnul Cornel Bădulescu. Tirul Ieșan a fost sprijinit consistent în ultimii ani și a obținut în 2012 un titlu olimpic la Londra prin Alin Moldoveanu. În acest an, o competiție extraordinară, e vorba de un turneu al campionilor, campioni olimpici, a fost organizată la Iași, la pistol și la pușcă. Cel care a inițiat și a susținut acest demers important pentru performanță, dar și pentru promovarea tirului, este domnul inginer Marcel Popa, președintele clubului Omega Technoton din Iași. Una dintre cele mai importante unități economice din Iași este compania Antibiotice. Dincolo de performanțele economice pe care aceasta le-a realizat de-a lungul anilor, a susținut într-un mod categoric, într-un mod substanțial și sportul, voleiul, fotbalul, dar și șahul. Domnul Ion Nani, director general al companiei Antibiotice. Felicitări pentru aceste reușite și aș vrea câte un gând scurt despre acest moment. Da, este un moment emoționant pentru întreg orașul Iași. Sigur, este o onoare pentru noi că ne-ați invitat aici. Este în același moment, în același timp, un îndemn pe care aș vrea să-l adresez comunității ieșene, pentru că uneori eforturile noastre a celor care lucrăm, muncim pentru a face bani, nu sunt suficiente sau numai eforturile noastre nu sunt suficiente. Este nevoie să sprijinim sportul, să venim alături de echipele și alături de sportivi, să încurajăm acolo unde ei joacă, acolo unde se manifestă. Ei se vor simți iubiți
și sigur vor întoarce rezultate frumoase. Sigur, în măsura în care ieșenilor le place sportul și eu știu că le place, că de 24 de ani sunt alături de echipa Penicilina. Îi mulțumesc profesorului Dan Gavrilă, mulțumesc fetelor de la echipă. Sigur, mai este mult de făcut la această echipă. Atât cât vor putea, vor face. Mulțumesc în același timp și domnului profesor Manole. M-am alăturat echipei conduse de dânsul, echipei de șah. Mulțumesc colegilor mei, Vasile Stângă, Chebac, directorului Chebac Vasile, care se ocupă îndeaproape de echipă. Mulțumesc colegilor mei din fabrică. Nu este ușor să soliciți celor din fabrică, 1500 de oameni, să fie mereu alături de o echipă, să o sprijine, să ofere din banii lor unei echipe și sportului în general. Vă mulțumesc și dumneavoastră că vă manifestați ca iubitori ai sportului. Mulțumesc! Un an plăcut, un an bun! Mulțumim domnului Ion Nani pentru aceste gânduri. Domnule Marcel Popa, un gând scurt cât un cartuș. Ar fi prea scurt. În primul rând vreau să vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc municipalității pentru aprecierea și pentru susținerea sportului. Anul trecut s-au împlinit 150 de ani de când Alexandru Ioan Cuza a înființat prima federație sportivă, Darea la Semn, pe 5 mai. Anul ăsta am reușit și de 15 ani, de când mă ocup de tir, am reușit ca tirul românesc sau capitala tirului românesc să fie la Iași. Mulțumesc foarte mult pentru susținerea TVR-ului și noi dorim tot să ducem drapelul României la Rio. Este un gând bun. Mulțumesc! Domnule Vădulescu, vin mai aproape de dumneavoastră. Care e gândul în acest moment al existenței noastre? În primul rând, mulțumesc organizatorilor că organizează așa o frumoasă întâlnire în care sunt apreciați atât sportivii cât și antrenorii. Ca un gând care mă frământă de mai mulți ani este revenirea Iașului pe prima scenă a handbalului românesc. În fața unei săli arhipline, să joace în prima ligă și, de ce nu, și în cupe europene. Sper că municipalitatea va lua, va face ceva pentru problema aceasta și să readucem handbalul la Iași la nivelul cel mai înalt. Să sperăm că vom avea din nou bucuria să câștigăm Cupa României ca în 1985. Domnule Vasile Simionaș, vă mai amintiți golul acela superb din meciul cu Rapid? Mi-l amintesc, pentru că da. A fost în 1984, eu eram student în anul 3, cred că. A fost un gol care ne-a menținut în prima ligă, dar sigur n-a fost numai contribuția mea. Mi-a dat o centrare marele jucător, spun eu, Ințe 4, și am finalizat o centrare aceasta cu capul. A fost o sărbătoare mare în Iași. Suporterii m-au dus pe brațe de la stadion până în Piața Uniunii, unde locuiam. A fost totul extraordinar. Am rememorat acest moment extraordinar pentru fotbalul ieșean, tocmai pentru a transmite gândul către fotbaliștii de astăzi, gândul de a se autodepăși. Domnule profesor, cum e după o viață petrecută pe terenul de sport al unei școli? În primul rând, bună seara! După 40 de ani, când lucrez cu inima și cu sufletul cu copiii, timpul trece foarte repede, dar nu regret, pentru că las ceva în urmă. Seara aceasta este foarte memorabilă pentru mine. Cineva acolo sus s-a uitat spre mine și îi mulțumesc. Mulțumesc și primării locale pentru grija cu care veghează asupra instituțiilor de învățământ, a sportului ieșan și nu numai. Într-adevăr, Iașul este port drapelul calității. Mulțumesc! Mulțumim și noi, domnul profesor Ignățel. Doamnă Viorica Ursanu, câți atleți au trecut prin mâna dumneavoastră în toată cariera? Bună seara!
Mă simt onorată de acest premiu. Nu mi-amintesc exact câți, dar sunt mândră de ei. Am două recorduri naționale, încă din unul din 1989, cu Robert Lungu, la înălțime, la 15 ani, 2.08, da? Și acum, la final de carieră, Florin Cojoc, sportivul meu de suflet, mi-au dăruit o mare bucurie, pentru că în septembrie va participa exact când ies eu la pensie, când împlinesc 40 de ani, la Jocurile Paralimpice de la Rio. Mergeți și dumneavoastră la Rio să vă faceți acolo un concediu? Mi-aș dori foarte mult, dar nu știu, nu știu, deocamdată nu știu. Oricum, vă mulțumim și vă urăm sănătate și viață lungă. Mulțumesc tuturor, mulțumim deținătorilor premiilor de excelență. Mergem mai departe, va oficia următoarea premiere domnul Doru Tompea, rectorul Universității Petre Andrei din Iași. Categoria premii speciale. Sunt speciali și oamenii care le primesc, sunt speciale și condițiile pentru care primesc aceste premii, un semn al recunoștinței pentru tot ce au făcut. Locul 5 la campionatul mondial, locul 2 la campionatul național, sportul popice, categoria nevăzători și performanța este cu atât mai mare. Să-l aplaudăm pe domnul Constantin Tescu. Abnegație, curaj, dăruire, iată de ce merită domnul Tescu aplauzele noastre, al cincilea popicar al lumii și al doilea al țării. Vorbea doamna Viorica Ursanu de Florin Cojoc, este atlet la Clubul Sportiv Politehnica Iași, a câștigat locul întâi la Cupa Mondială la săritura în lungime și locul doi la Cupa Mondială la săritura în înălțime. Florin Cojoc va merge la Jocurile Paralimpice la Rio. Anul acesta am introdus în cadrul premierii, considerând că sportul, spuneam, fără învățătură nu poate exista, am introdus și un premiu dedicat celui mai bun student la Facultatea de Educație Fizică și Sport. Conducerea instituției ne-a oferit două astfel de exemple, semn că se studiază și se muncește pentru viitorul sportului românesc. Alice Țoc, cu media 9,78, fostă componentă a lotului național de gimnastică ritmică, studentă la specializările educație fizică și kinetoterapie. Și Bogdan Duca, masterand la Facultatea de Educație Fizică, media 9,80, pasionat de ciclism montan, sport pe care îl practică, dar și căruia îi dedică comunicări științifice, referate, analize. Felicitări și vă urăm succes mai departe. Arbitrii primesc și ei distincții la această gală pentru modul cum s-au comportat în întrecerile interne și internaționale. Cătălina Radu, gimnastică ritmică. Gheorghe Zegrean, popice. Ioana Babiuc, antrenor de judo, arbitru de judo. De asemenea, medicii din ce în ce mai mult sunt aproape de sportivi. Teste, analize, toate trebuie făcute cu mare minuțiozitate
pentru păstrarea capacității fizice și sănătății. Primește un premiu special doctorul Petru Crivoi, manager la Preventis Iași. Următorul premiant este vicepreședinte la Athletic Cardio Club, un club care are 600 de membri. Este vorba de profesor universitar doctor Florin Mitu, medic cardiolog. Felicitări tuturor pentru ceea ce ați făcut pentru sportul ieșean și sperăm ca anul viitor să ne întâlnim tot cu dumneavoastră sau cu alte personalități care au realizat câte ceva pentru valoarea sportului ieșean. Vă mulțumim! Pentru următoarea categorie îl invit alături de noi pe domnul Ioan Nani, directorul general al companiei Antibiotice. Cluburi și asociații sportive. Primul premiu pleacă spre Dance Energy, reprezentat de domnul Alex Necula. Primește un premiu de asemenea Asociația Județeană Sportul pentru Toți, reprezentată prin domnul Alexandru Cișman. Clubul XS Motorsport, Dan Codreanu. Clubul sportiv școlar Anghel Salini din Iași, reprezentat de domnul profesor Constantin Radu. Clubul sportiv Gimnis Iași, Bogdan Bantă. Liceul cu program sportiv din Iași, reprezentat de domnul Ilie Gheorghică, directorul instituției. Clubul sportiv școlar Unirea Iași este reprezentat de domnul director Viorel Hudac. Clubul sportiv Municipal Iași este reprezentat de domnul Adrian Poiană. Și Clubul Sportiv Politehnica Iași este reprezentat de domnul Petru Condrea, director general administrativ al Universității Tehnice din Iași. Sperăm ca reprezentanții cluburilor, conducătorii cluburilor ieșene, să reușească să asigure toate condițiile pentru ca performanța în 2016 să fie cea care să situeze Iașiul la nivel național cât mai sus. Vă mulțumim frumos! Gimnis Iași a devenit un club în care performanța se află la ea acasă. Elevii profesorului Bogdan Bant au obținut numeroase distincții în anul 2015 și doresc acum să ne ofere o secvență din activitatea lor. Să-i privim! Stay awake for days if that's
That's what you want. Be a number one. I can fake a smile. I can force a laugh. I can dance and play the part if that's what you ask. Give you all I am. I can do it. I can do it. I can do it. 'Cause I'm a- Gymnis Iași. În continuare vom afla care sunt sportivii ieșeni cu cele mai bune rezultate naționale și internaționale în 2015 la o anume categorie. Invit alături de mine pe domnul deputat Sorin Iacoban, președintele Federației Române de Șah, și pe domnul Vladimir Danilov, secretar general al aceleiași federații. Neolimpice. Dragoș Bălăiașa, Clubul Sportiv NP Iași Karate Tradițional, antrenor Irina Pascaru, 4 titluri mondiale de tineret, 4 titluri europene de tineret. La echipe Fukugo, Embu echipe, Kata echipe, Kumite echipe și Fukugo. Sorin Miron, Clubul Sportiv Coan Gaie Iași, Taekwondo, ITF, antrenor Vlăduț Andrei Dumitriu, dublu campion mondial de seniori și campion european de echipe. Codruț Befu, Clubul Sportiv Dao Iași Coan Kido, antrenor Teodor Nica, Ștefan Nica. Befu Codruț este dublu campion și dublu medaliat cu bronz la campionatele mondiale de seniori. Maria Grigoraș, Clubul Sportiv Long Ho Pașcan, Coan Kido, antrenor Ovidiu Covaci, campioană mondială de seniori la tehnică individuală și vicecampioană mondială de seniori la tehnică individuală arme tradiționale. Mihai Livadariu, Clubul Sportiv Activ Voiaș, Vovinam Viedvo Dao, antrenor Vasile Ichim, campion european de junior în proba cu partener fără arme și locul 3 la campionatul european de junior, proba cu partener cu sabie, în seara aceasta fără sabie. De la arte marțiale la fitness, Bogdan Moruz de la CSM Iași a cucerit medalia de bronz la campionatul mondial de juniori la fitness în acest an. Antrenori Felicia Rus și Cristian Rus.
Revenim la Popice, la Clubul Sportiv CFR Iași. Antrenor Remus Antimirescu. Este antrenorul lui Ștefan Lincu, locul 3 la campionatul mondial de juniori individual clasic. Radioamatorismul nu putea lipsi din ierarhia anului 2015. Antrenoarea Gabriela Ivan pregătește o echipă de elită, din rândul căreia în seara aceasta îl premiem pe Cătălin Andrei Popa, campion mondial de junior 1 la Morse Runner, vicecampion mondial la junior 1 recepție și RAFS și campion mondial de junior 1 la individual compus. Șahista Irina Bulmaga, pregătită de Vasile Manole la Clubul Sportiv Politehnica Iași, este campioană europeană la dezlegări, la seniori. Vom dezlega și noi enigma de ce Irina nu este la premiere. Dezleagă și că probleme, spune antrenorul Vasile Manole. Și în cele din urmă, Lucian Popa, Clubul Sportiv Municipal Iași, fitness antrenori Felicia Rus și Cristian Rus, campion mondial și european la junior fitness, medalia cu bronz la campionatele europene. Iată așadar, aceștia sunt laureații din acest an și aș vrea să-l invit pe Lucian, pentru că, te rog frumos, unde s-au desfășurat campionatele mondiale? Colegii tăi sportivi de la alte cluburi nu știu unde sunt. În America de Sud, în El Salvador. Cum a fost acolo? A fost o experiență nemaipomenită, foarte greu, datorită temperaturii, noi fiind obișnuiți cu temperaturi mai scăzute. Dar v-ați adaptat și ai câștigat. Da. Cum e să fii campion mondial la tine acasă aici? Să fii campion mondial, dar cum e la tine acasă? Mă simt extraordinar, mai ales că sunt la mine acasă. Îți urăm succes și anul viitor, bănuiesc că tot campion mondial vrei să ieși. Doamne ajută. Da? Și când va fi la seniori? La seniori nu știu sigur, dar știu la juniori pe 4-5 decembrie la anul. Îți urăm succes! Maria, aș vrea să faci un pas în față. Cum e cu sabia și fără sabie? Cum ești mai periculoasă, cu sabie sau fără sabie? Nu cred că ar vrea cineva să mă pună la încercare cu oricare din ele. Chiar și cu sabie, chiar și fără. Nu ai o statură impresionantă? Care sunt calitățile? Perseverența și munca, cred, în primul rând. Trebuie să ai și calități native? Te ajută, dar nu suficient de mult. Ce îți propui pentru anul viitor? Mai vii aici la această întâlnire a sportului? Așa sper. Da? Bine, succes! Mulțumesc. Domnule președinte al Federației Române de Șah, dezvăluiți-ne secretul atâtor medalii ale șahului ieșean. Perseverența și antrenamentul, probabil. Aș vrea să vă spun că dacă e să vorbim despre șah, Iașul rămâne în continuare și capitala șahului românesc, așa cum spunea colegul meu că e capitala tirului. Iașul va organiza în continuare acel Open de șah, de data asta încadrat într-un festival internațional de șah, la care, vă anunț în premieră, va participa marele campion mondial Anatoli Karpov. Va fi două zile la Iași, 24 și 25 mai 2016, pentru a putea deschide acea conferință pe șah pe care o vom avea în cadrul acestui festival despre cum influențează jocul de șah gândirea copiilor de la 6 la 12 ani. Mulțumesc celor care au organizat această gală. Iată că avem din nou o singură gală, toți suntem în perioada lui 24 ianuarie, perioada Unirii. Aveam o gală a primăriei, o gală a direcției județene, mai urma poate și o gală a județului. Nu era nimic rău în asta, numai că făceam atâtea gale și nu mai aveam timp să mai facem sport. Vă mulțumesc Televiziunii Române pentru
faptul că de fiecare dată a fost alături de noi și alături de sportivii ieșeni și vă mulțumesc tuturor celor care depuneți efortul pentru a susține acest sportiv. Vă mulțumesc încă o dată și vă urez un an bun. Vă mulțumim și noi și să sperăm că șahiștii ieșeni vor obține rezultate notabile și în anul 2016. Vă mulțumim și dumneavoastră tuturor și vă urăm succes de asemenea. Continuăm cu un moment deosebit, un colaj de dansuri latino și standard oferit de cluburile Reflex Dance Academy și Palatul Copiilor din Iași. Profesor Radu Bujeniță, antrenor Alexandru Necula, vor evolua Ștefan Zaharia, Ana Târzianu, Mariana Vădănei, Timea Chirigianu, Andrei Bălan și Teodora Velicu. Σε λίγα για λιμάνι
όμως χιτός η αγάπη μου μόνο κακό σου κάνει. Συγγνώμη που σ' αγάπησα πολύ, δεν ξέρω να αγαπώ όμως τι ολίγο. Συγγνώμη που σ' αγάπησα πολύ, μα βρήκα το κουράγιο και θα φύγω. Συγγνώμη που σ' αγάπησα πολύ. Το νερό στην έρημο πάντα θα σε ζητώ. Ένα φιλί μου χάρισε, γι' αυτό σε ευχαριστώ. Συγγνώμη που σ' αγάπησα πολύ, δεν ξέρω να αγαπώ όμως πιο λίγο. Συγγνώμη που σ' αγάπησα πολύ, μα βρήκα το κουράγιο και θα φύγω. Συγγνώμη που σ' αγάπησα πολύ. Συγγνώμη που σ' αγάπησα πολύ, δεν ξέρω να αγαπώ όμως πιο λίγο. Συγγνώμη που σ' αγάπησα πολύ, μα βρήκα το κουράγιο και θα φύγω. Συγγνώμη που σ' αγάπησα πολύ. Aplauze meritate pentru dansatorii de la Reflex Iași. Categoria cea mai așteptată de dumneavoastră, dar și de sportivi și de antrenori, este cea care urmează și invit alături de mine pentru a oficia premiera pe domnul Mihai Chiriga, primarul municipiului Iași, și pe domnul Noris Măgean, președintele Federației Române de Automobilism. Performeri în sporturi olimpice. Începem cu o domnișoară care practică scrima la Clubul Sportiv Municipal din Iași. Este vorba de Andreea Lupu, locul întâi la circuitul european de junior de la Londra și locul 2 la echipe, medalie de bronz la campionatele naționale de seniori. Antrenori Alexandru Sirițeanu și Radu Tofan. Ilie Ciotoiu este un sportiv care are dublă legitimare, Clubul Sportiv CFR Iași și CSM Cluj. El face haltere împreună cu antrenorul Dănuț Fron și are locul 6 la campionatul mondial de juniori. Doi sportivi de la CSM Iași au obținut locul 5 la campionatul european de juniori la tir cu arcul field, echipe mixte, Catrinel Constantinescu și Valentin Rusu, antrenori Constantin Frai și Cezar Alexandrescu. Spuneam că fetele joacă fotbal, deci fac sporturi care erau, fac rugby, până nu de mult accesibile doar băieților. Iată că și boxul este practicat de fete și Alina Zvânc a obținut locul 5 la campionatul european de tineret. Ea face parte din secția cluburilor CSM Iași Comval Valea Lupului și este pregătită de antrenorii Constantin Dreer și Ioan Băietu.
tată și fiu, unul sportiv, celălalt antrenor la Clubul Sportiv Politehnica Iași. Alexandru Saucă este ocupant al locului 4 la campionatul mondial universitar pistol liber și la pistol cu aer comprimat. Antrenorul său este Ioan Săcăleanu. Tenisul de masă a obținut succese importante în 2015 la Clubul Sportiv Politehnica Iași. Avem două sportive, Irina Ciobanu și Diana Lupu. Ele sunt pregătite de Mariana Gaftea, spuneam, la Clubul Sportiv Politehnica Iași. Irina Ciobanu a luat locul întâi la campionatul balcanic de seniori, la simplu, dublu și dublu mixt, iar Diana Lupu a primit locul 3 după o competiție foarte grea la campionatul mondial de juniori echipe și locul întâi la campionatul european de juniori echipe. Ele sunt reprezentate în această seară de domnul Gheorghe Berescu, șeful secției de tenis de masă a clubului. Cele două tenismene, dar și antrenoarea Mariana Gaftea, se află deja în competiții în afara țării. O canotoare de aur anul trecut, în urmă cu 2 ani de fapt, și de bronz anul trecut, e vorba de Anca Elena Filip de la CSM LPS Iași la canotaj. Sorin Băcnărel și Adriana Cerhati sunt antrenorii. Ea a obținut medalia de bronz la campionatul european de juniori și locul 4 la campionatul mondial de juniori în Ploba de 8+1. Sunt prezenți antrenorii, am încercat să o aducem pe Anca la Iași, dar pregătirile foarte intense ale lotului de juniori nu ne-au permis să o avem în această seară alături de noi. Vorbeam de tir și la tir am avut un succes extraordinar și când spun am avut, vorbim desigur de Iași, un titlu european la pușcă în proba de juniori la campionatul european. Iordache Dragomir a reușit să doboare atât recordul european cât și recordul mondial. Este pregătit de Mihai Axinte. Nu putea lipsi din palmares greul sportului ieșean. E vorba de cunoscutul judoca Vlăduț Simionescu cu medalii la Cupa Mondială, Cupa Europeană și la Campionatul Mondial Universitar. El este pregătit de antrenorii Costel Năftică și Constantin Bordea. Aș vrea să invit Iordache Dragomir să ne spui care e gândul tău pentru anul 2016, acest titlu european individual și doborârea celor două recorduri înseamnă ceva? Înseamnă ceva, dar eu consider că trebuie să rămân cu picioarele pe pământ pentru că consider că n-am realizat ceva foarte important momentan. Pentru că am obținut acest titlu la juniori și sper să repet această performanță și la seniori. Cum se vede Olimpiada prin cătarea puștii? Eu zic că se vede aproape. Sperăm că să îndeplinească acest vis pentru mine, dar pentru Tokyo 2020, nu pentru Rio. Încă nu sunt pregătit. Îți urăm să ajungi la Tokyo. Da, mulțumesc. Vlăduț Simionescu, cu ce greutăți te mai confrunți? Bună seara, în primul rând. Vreau să-mi mulțumesc primăriei municipiului pentru că organizează an de an această gală. Greutățile sunt mari, din păcate. A fost un an dificil pentru mine, un an foarte greu. Am reușit plecând să... de la adversari. Exact, plecând de la adversari. După aia ajungând la mine, din păcate. Am reușit să aduc câteva rezultate frumoase pentru oraș și pentru țară, dar gândul meu de a aduce o medalie la Olimpiada de la Rio, din păcate, un pic se vede în ceață, din cauza faptului că am suferit iar o accidentare, nu ușoară. Șanse mai sunt, însă foarte mici, din păcate. Dar de Tokyo ce spui?
La Tokyo voi aduce medalii, nu voi mai participa. La Tokyo merg să iau medalii. Așteptăm Tokyo, nu-i nicio problemă. Alexandru, te rog să... Ești vicecampion între alte medalii europene mondiale. Iată această medalie de argint la Jocurile Olimpice. Spune ceva. Când îți antrenezi sportivii, te frământă vreun gând? Mă frământă gândul că aș vrea ca și ei să ajungă pe podiumul olimpic, dar până acolo mai este de muncă și eu zic că am început bine ceea ce am început. Uitați, Andreea, cu rezultatele care le-a obținut anul acesta. Sperăm ca lângă ea, anul viitor, să vină și celelalte fete. Îți urăm succes și aș vrea să închei cu domnișoara Alina Zvâncă. Te rog să te apropii de noi, pentru că mi se pare neverosimil, așa cum arăți, să fii boxer. Bună seara. Nu este neverosimil, este... Iată, parcă nici glas nu mai e. Cum ești în ring? Foarte hotărâtă pentru a câștiga meciul respectiv și pentru a ajunge cât mai departe. Ce vrea să faci, să obții în 2016? Sper să ajung la mondiale și să vin cu medalii. Îți urăm succes! Domnule primar, dumneavoastră, ce gânduri aveți în 2016? Sigur, de bine. Numai gânduri de bine pentru toată lumea. Mă referam la sport. Și eu tot la sport. Susținem foarte mult, știți bine, sportul ieșan. Și nu numai sportul ieșan, sportul de performanță, pentru că performanța de la Iași la nivel internațional este performanța României, în primul rând. Și vom rămâne alături de toate sporturile, chiar dacă au mai fost zvonuri prin oraș, sunt nefondate. Susținem toate sporturile. Și vom fi alături de fiecare dată. Vreau să-i felicit pe toți cei care au adus glorie Iașului prin efortul pe care l-au făcut, antrenori, sportivi, părinți de foarte multe ori și să le dorim succes și în anul în care suntem deja. Da, și haideți să mai premiem două cluburi importante ale Iașului, pentru că sportul ieșan înseamnă foarte multe cluburi. Aș vrea să invităm pe scenă pe reprezentanții cluburilor CFR Iași și CSMS Iași pentru a-și primi distincțiile. Da. Să vină, desigur. Da. CSMS. Pentru CSMS ar trebui să vină... Au plecat fotbaliștii în pregătire în Antalya. Mai era domnul Stăric aici, dar probabil că nu mai este. Da, probabil s-am gândit să luați dumneavoastră distincția pentru fotbal. Poate intrăm în play-off, poate cine știe la anul... Personal am să eu înmânez domnului Prunea când se întoarce din cantonament cu cele mai sincere urări de bine în sensul susținerii și desigur cu gândul că rămânem în divizia A, acolo unde ne este locul, în Superliga acum, cum se mai numește, dar Iașu are nevoie de performanță, trebuie să ne apropiem ușor, ușor și de cupele europene. Aici punem punct gale excelenței sportului ieșan, cu un gând de succes pentru anul viitor, să ne întâlnim cu această familie extraordinară a sportului, care suferă, dar iubește în fiecare moment. Așa să fie, așa să dea Dumnezeu. Mai avem o distincție în afara premiilor oferite de către Primăria Municipiului Iași și de către Direcția Județeană pentru Tineret și Sport. Trebuie să spunem că ne-am bucurat de parteneriatul Asociației Casta Morele, care ne-au asigurat frumoasele domnișoare, manechine profesioniste. Vă rog, domnule președinte al Federației de Automobilism. Bună seara, doamnelor și domnilor, vă pot spune în seara aceasta că din exterior văzând, Iașul este pe mâini bune, sportul ieșan arată foarte bine, aveți sportivi extraordinari și aveți și autorități care susțin sportul și este un lucru tare important. Mi-am permis să vin și eu cu o distincție pentru domnul primar al Iașului din partea Federației Române de Automobilism Sportiv. Am de 2 ani de zile, clubul XS Motorsport, care a și fost premiat în această seară, este câștigător, este
organizatorul celui mai bun raliu din România. Acest lucru însă nu s-a întâmplat doar prin munca celor din club, este certă susținerea autorităților și, bineînțeles, a celor care sunt alături, spectatori, cei care vin alături de noi, pentru că este important pentru sportivi să aibă spectatori. Vă felicit pe cei care ați câștigat, mulțumim, domnule primar, și foarte multe realizări! Stimați spectatori și telespectatori, punem punct aici Gala Excelenței Sportului Ieșean 2015 cu o urare de bine, de succes, de sănătate, pentru că sportul este cel care ne oferă sănătatea, un gând bun și succese în tot ceea ce veți face în anul pe care l-am început de puțin timp. Vasile Arhire vă mulțumește în numele echipei studioului TVR Iași și vă așteaptă alături de programele noastre în fiecare zi. Cu bine!